Ludovic Orban, președintele Partidului Forța Dreptei, se pregătește intens pentru anul electoral 2024, an în care vor avea loc alegeri europarlamentare, parlamentare, prezidențiale și locale. Acesta își dorește un suflu nou în partid, cu oameni profesioniști și candidați în majoritatea localităților din județul Hunedoara. Organizația județeană va ataca și primăria Deva, dar președintele Partidului Forța Dreptei nu se gândește să-i aibă alături în partid nici pe actualul primar al Devei, Florin Oancea, și nici pe fostul edil, Mircea Muntean. Conducerea recent înființatului partid Forța Dreptei intenționează să coaguleze partidul la nivel județean, pregătindu-se astfel și pentru alegerile din 2024. Ludovic Orban, președintele PFD, spune că va avea candidați în majoritatea localităților din județul Hunedoara, inclusiv în Deva, acolo unde primar este fostul său coleg de partid, Florin Oancea. Întrebat fiind dacă actualul primar al Devei și-ar manifesta dorința de a se alătura partidului său, având în vedere că președintele acestei noi formațiuni politice este fostul șef al PNL, partid din care încă face parte edilul Devei, Ludovic Orban a răspuns că n-am purtat nicio discuție cu domnul Oancea. De altfel, un primar nu poate să se înscrie într-un alt partid decât în partidul din partea căruia a candidat. Ca atare, dacă schimbă partidul, își pierde mandatul. N-am avut nicio discuție legată de subiectul acesta și e prematur să avem o discuție, pentru că întâi trebuie văzut în ce măsură și-a îndeplinit programa electorală. În ce măsură. Dar l-ați accepta în partid? V-am zis că nu e o discuție prematură legată de primărie. În ceea ce privește o asociere a sa cu Mircea Muntean și el fost membru al Partidului Național Liberal, Orban a precizat că noi nu ne stabilim candidații numai după popularitatea pe care o au în niște sondaje de opinie. În primul rând vom avea niște criterii de integritate pe care nu cred că domnul Mircea Muntean poate să le treacă. E nevoie de corectitudine, de curățenie în viața publică. Aceste criterii de integritate nu ne-ar permite să susținem un astfel de candidat. Și de altfel nici legea, v-am spus că am votat o lege în Parlament ca urmare a inițiativei fără penale, în care practic și pentru Parlament și pentru alegerile locale și pentru alegerile prezidențiale practic nu se mai permite să candideze unei persoane care a fost condamnată, mai ales pentru sigur, îl cunosc pe Mircea Muntean, am colaborat bine cu el, am susținut proiectele Devei în măsura în care am avut posibilitatea și în perioada în care Mircea Muntean era primar și după alegerea lui Florin Oancea ca și primar, de altfel Florin Oancea a fost viceprimar cu Mircea, din câte mi-aduc eu aminte, dar una e una, alta e alta. În perioada următoare, la nivelul județului Hunedoara, partidul Forța Dreptei se va concentra spre a depista cei mai potriviți candidați pe care îi poate scoate la rampă în anul electoral 2024.